Inspectorii de muncă suceveni au efectuat un număr de 177 controle în domeniul relațiilor de muncă, aplicând 40 de sancțiuni contravenționale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 40 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 51.800 de lei. În luna decembrie au fost depistate un număr de 79 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, din care 6 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în Registrul General de Evidență a Salariaților, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerea activității, 70 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în Registrul General de Evidență a Salariaților, fără respectarea termenului legal. De asemenea, 3 persoane fără forme legale de angajare își desfășurau activitatea la 2 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 30.000 de lei.